Ce v-ați desfăie de lor? Asta așteaptă să-i dai ciocolată. Dar fii atent, uite, da, fii atent ce coarne frumoase au și nu-ți berbeci. Nu, că-s voi. Berbecit mai mici ca oile. Că am luat și noi cu origine. Origine ați luat? Cu origine și acum nu mai trebuie origine. Ce că unul de ăla și cum? Origine. Acum ce că nu mai trebuie. Nu mai trebuie berbeci. Cu origine. Eu dat 20 de milioane și nu le mai trebuie să mărească oile cu origine. Berbeci. Deci, nu mai era obligatoriu, erau buni berbecii noștri. Deci, da, faze. Până vândută la 1800 de berbeci la Bistrița, cine au avut ăștia 3-4 în țară și au vândut berbeci și acum au închis târgurile. Nu au vorbit pentru târgu să le lase să vândă oamenii. Bine că și-au vândut ei. Să meargă acum să iei berbeci de origine. Deci o mare mascaradă, așa-i? O schemă. Să-ți dai în cap oamenii cu... Domnul Radu, ce cantitate de lapte mulgeți de la... Da, de la oițele care le aveți aici acum, zic în 7 septembrie. Am 23-24 de litri. Așa. Dimineața 25. Dar acum am puțină, pe zi ce trece. Tot mai puțin, așa ai? Ce au câte un pic le las, eu nu le mai. Da. Ei, am băgat berbecii de o lună de zile, de o lună și o săptămână. În ciuda faptului că s-au închis târgurile și... nu v-ați putut vinde marfă, nu ați putut cumpăra marfă deoarece târgurile sunt închise. Cum vă descurcați? Încă nu se simte șocul, așa e încă deocamdată. Nu, dar se simte că de atâția berbeci acolo, 20 de berbeci încă de vândut. Păi ia-ți banii. Opriți și i-am luat pe ăștialalți. Deja 160 de milioane. Când îți bagă subvenția să-i plătim. Astea mi-s oile care le am în patrimoniu, cum s-ar zice. Așa, așa. Cu astea m-am ocupat, cu astea mă duc înainte, până când pot. Când nu mai pot, punem arma jos. Am cumpărat, m-au forțat să cumpăr pe 8 berbeci la 264 cu origine. Ce înseamnă 264? Sunt oi care-s băgate la CEOP-ul, care le-au făcut controlul laptelui. Așa. Și să vadă, tot mi-a făcut până la sfârșit. O trebuie să facă, nu știu, 4, nu mai țin minte acum. Ați cumpărat 8 exemplare? Și am cumpărat 8 exemplare de berbeci. Așa. Dar totuși nu-s ca a mei. E mai fain? Nu prea fain. Aha. Nu mă pot lăuda ca să zic că mă laud, dar e certificatul de origine. Toată lumea ne-a forțat. Care eu știu, eram scris, eram anul 2, acum mă duc pe anul 3 la control. Domnul m-a chemat la Apia și a zis, doamnele de la Apia, domnul, tu ai berbeșii de origine. Mă, omule, eu am berbeșii luați. Eu cred că asociația la care sunt scris la Turda, trebuia să facă, să înducă berbeșii a 8 la Orsa. Și oile care erau băgate în CEOP-ul. Ca să se ocupe de aia, nu să mă duc eu, că de aia îl plătesc pe dânsul să meargă să-mi umble pentru drepturile mele. Așa, așa. Nu, m-am dus la, am văzut că nu mi-o dat, doamna de la Apia, uite-ți, domnul, tu l-ai, uite așa, certificat din ăsta trăsat. Bun, dați-mi, mi-o dat un fel de cui sau ce avem noi acolo la ei, mi-o dat ăla, acolo m-am dus la doamna la Orsa. Am ajuns acolo, doamna ne-a primit, am intrat înăuntru, o zis, sta jos, eu am PFA, am mai fost cu un colegul din poligon, Moceanu Cornel, eu am făcut la dânsul îi mai trebuia un berbec, o zis doamna de acolo. Na, a început, nu știu câte oi eu băgat, pe mine nu m-a interesat așa, la mine nu a fost, bai, că eu m-am încadrat, încă mai trebuia berbeș ca să... încă mai trebuia mie. Cu asta am terminat. Dar nu-s ca a mei cum i-am grijit. Cum i-am grijit eu pe a mei.
Eu, berbeșii mi-a îngrijit, berbecuții iară, ce-am lăsat de prăsilă. Ce nu mi-a plăcut, nu-i dau la om ca să fie. Ce am dat la o femeie, o vinde la Huedin, nici nu știu cum o cheamă, o trimis-o, că mi-a fost în control la oi, o trimis-o domnul Ștefan, inginerul, nu știu, inginer sau doctor, nu știu, cu domnul Forgaciu acolo, la Orsa. Și o vint și o ales femeia 14 berbecuți. De la dumneavoastră? De la mine, din ăsta. Că nu-i mai dau, doamna, așa, la prețul ăsta, nu m-aș mai îndura, că îi duc la... Am știut că se ține târgul la Hațeg, am vorbit... Apropo de târgul la Hațeg, ați fost la târgul la Hațeg? Acum n-am fost că nu s-a dat drumul. Am fost la domnul doctor. Cum nu s-a dat drumul? Nu s-a dat drumul că e pesta porcină, zicea. Păi eu, dacă e pesta porcină, treia pesta porcină e la porci, nu e la animale, la oi. Și chiar dacă era pesta porcină, trebuia să oprească din zona unei. N-o să ne dea drumul să vindem animalele noastre. Eu acum iernez la iarnă. Deci vă prind iarna cu... Mă prinde cu o grămadă de berbeci. Mai bine ții, în loc la berbeci, mai bine ții 30 de oi în plus. Că n-am ce face, că nici dragi, că dacă nu erau dragi, nu le dădeam de mâncare. Berbeci încă nu i-au fost nici într-o... Nu i-am băgat în grupul de oi deloc. I-am lăsat... Că dacă vine omul, nu vreau să mă fac de rușine, să-i dau altă marfă, să zică, uite mă, omule, ăștia au fost la munte în Trăuie. Nu, domnule, nu a fost deloc. M-am trezit miercuri pe la orele 11 ziua cu niște, de la Suceava, niște băieți care odată anul trecut băiatul un berbecuț și au venit să cumpere. Și au văzut filmarea lui domnul Cristi. Și domnul Cristi cred că mi-a băgat numărul de telefon acolo ca să vadă că ce avem noi. Ce marfă aveți? Ce marfă. Am avut un mânz la oia, povin domnul Cristi cu băiatul care e al lui domnul Morea, care el e cu hărmăsarii, că mie îmi plac hărmăsarii foarte mult și mânzul mi-a ieșit o marfă faină până în prezent. Zic altceva, nu pot să zic că să-i huiduiesc pe băieții ăia, că băieții față de mine au fost corecți. Da. Apoi nu știu alții de ce. Așa și la oile mele mă huiduiesc alții. Apoi, poate, stați o secundă, domnul Petre. Eu zic că nu, lumea e un pic mai ciudată. Mai invidios. Da, dar nu-i stres nici de asta, așa-i? Nu-i stres, nu-i bag în seamă și cu asta mă duc înainte, îmi fac mersul. Așa. Am un băiat care cu băiatul... Vă faceți treaba. Facem bună. Treaba. Am mers așa cum am balotat, el a vint. Eu m-am dus după baloți cu el a rămas că să odnească, că și el și la mult și dincolo, că eu m-am lovit la o mână și nu mai chiar așa. O zis doctorul să stau mai cu minte. Să aveți grijă, da. Să am grijă că ne-o cusut-o. Domnul Petre, da. mergem să vedem un pic berbecuții ce aveți. Da, și berbecuții și berbecii și am pentru vânzare. Bine. Dacă îi mai pot vinde, dacă nu am ce face. Uitați, acum și mergem să dăm un cadru. Și berbecii ăia care am cumpărat, am luat la 20 de milioane bucata. Am fost 4 inși. Toți așa am luat, unul la 13, unul la 12, unul la 6. Cum le-o trebuie după să aibă la CEOP-ul. Ăștia am vrut să-i duc la Hațeg, dar n-am putut să-i duc din cauza peste porcine, ce zic. Și nu au vrut să ne lase la târg. M-am dus la domn doctor să-mi facă acte să mă pot duce la târg. Zice, așteaptă o jumătate de oră. Am așteptat o jumătate de oră, am sunat. Bă! Stam cu ce zic, unde la masă? La puteie, bă! Gata. Am mers la domn doctor să-mi fac actele. Au zis că după o jumătate de oră veniți că vă dau rezultatul. Au zis că orice sunt la telefon și ne auzim, zice, ca să vedem care. Că o trebuie să dea deschiderea dintr-un județ într-altul. Să ne dea la Cluj ca să putem merge cu animalele la vânzare la Hațe, la târg. Am vrut să pornim la orele 12 ziua marța, pe miercurea să fie. Mergea băiatul mai repede că noi, eu trebuia să stau să mulgem oile și zic, băiatul să meargă mai repede. După un ceas am primit un telefon de la doamna doctor, zice,
domnul Tulai, nu vă supărați, nu vă dă nimica, că nu se ține târgul, că o da la primărie pe acolo și cu asta, nu, am înțeles, nu, dar am putut, mai am un prieten din Turda, tot așa, care merge unul hapa mitică, dar zice, bă, te sun peste o jumătate de oră și ăla. Cum era doctorul la el, la Turda, și nu l-o suna peste o jumătate de oră, zice, bă, nu ne dă bilete că nu ne lasă, că nu se ține târgul. Că o da telefonul pe acolo, de direcția sanitar veterinar, și cu asta am rămas. De ăștia minți de vânzare, am rămas cu ei. Eu pe iarnă am o grămadă de berbeș. Mai am acolo ce nu mi-a plăcut, am dat acolo. Apoi eu să-i dau cu 5 lei sau 4 lei 50 kg, mai bine îi ții și o vedea și or fi. Dar așa să-i dau de gratis, n-am cum să-i dau eu cu 5 lei sau 4 lei 50 kg la mil. Care le trebuie berbeș, nu ți-o dat origine, am înțeles că se bonetează berbecii. Sau să face certificate, pe cum am înțeles eu că a fost ședință la București și acum așteptăm să facă asociația noastră ședință să vedem dacă ce se întâmplă cu noi. Da. Nu. Aceștia sunt berbecuțe din februarie. Dar nu vi ușor, așa-i? Nu e ușor. Că, uite, am ținut, le-am dat un pic, că nu mă, vreau să mă fac de rușine dacă... Nu. A venit de la Suceava și când i-a văzut, au rămas oamenii tablou. Că el... Ei au mers acolo și i-a oprit poliția, jandarmii, nu știu ce a fost. Pe drum, dacă nu știu, nu pot să comentez. Când au venit către casă, s-au băgat până la... Când au venit către casă să meargă la Suceava, eram în piață. Mimosul. Eram în piață, în câmpia Turzi, că ne-am dus nevasta la piață și am fost la doctorul unde m-am pansat, că m-a lovit la mână. Și când ăsta m-a sunat niște băieți. Eu nu i-am cunoscut, l-o cunoscut pe băiatul meu. Băiatul meu le-a dat un berbecuț. E aici un frate de berbecuț, e aici. O mai vinit o doamnă de la Huedin, nici nu știu cine e. Păi să-i dau niște berbecuți. Doamnă, ăștia nu vreau să-i dau. Că-i duc la târgă, să deschide târgul. Așa am zis și către femeia cozând. Doamna vin lunea. Cu băiatul s-o zice, uite așa, nu, ne dai? Am mai avut, că erau mai mult, nu închepea mașină ca să pot să-i transport acolo. I-am făcut să-și aleagă de acolo. Zic, ăștia, doamnă, nu vă supăra, nu dau. Că uite, ăia-s de anul trecut? Am acolo miori și strămiori. Ăia-l-alți. Și unul de-a treilea mil. Nu stați că merem să vedem acum acolo. 10 berbeci mari, 3 miori, 6 strămiori și unul de 3 mii. Am vrut să-i ducem la Ațec. Târgul e închis. Pentru că am luat 8 berbeci cu origine și a noștri trebuie să-i dăm pe ăștia. Nu putem ține încă 10 berbeci în plus. Și avem de vânzare. Îi mișcă un pic. Poți să-i mișcă un pic. Așa ușor să nu se sperie. Foarte frumos. E mai frumos ca aia ce am luat cu certificate. Acolo nu mă certific. Actul e la aia. Și noi că avem frumos și berbeș bun, o trebuie să-i vinde, ca să-i putem plăti pe ala. Jumătate cât ăștia. În concluzie, ce? Mare nebunie, a? Și acum spune că nu mai trebuie cu certificat. O înțepa tătă țara. Eu înțepa pe oameni să cumpere berbeci. Să se scape 3-4 oameni în țară care au certificate.
cum e asta. A fost. Bine, nici n-am luat între ui. Acum să mai trag când dau de ui. La mârlichie scap. Ce în spate, mă? E bine, așa au avut și aia dintre voi, dar se trag la... Ei, acum montează a doua oară, înseamnă au 3 ani. Primii doi de aici, fac 2 ani la primăvară, montează prima dată acum. Asta are 3 ani. Cam la ce preț s-ar ridica un exemplar ca cel ce este lângă tine? 20. Foarte frumos. Poți să-l lași. Mai prind un? Nu, las, că e bine. Ăla mă trăia Cristin, că unde ori se prinde. Bine. Nu? Da, da. Prinde și unde ori din ăla. Ăla e. Ăla e. Ăla e. Ăla e. Ăla e. Trebuie să-ți iei? Nu. Păi dacă ne-a la corigine... El ce vârstă are? 2 ani, la primăvară. Foarte frumos. Montează prima dată. Cum? Acum montează prima dată, face 2 ani la primăvară. Ce făcut? Foarte frumos. El la ce preț a ridicat? 15. Foarte frumos. Poți să-l lași. Tu, miară, Cristi, nu te prești? Acum trebuie să repet. Și apoi dacă au zis că vine, îl dau, am zis că se dea el înăuntru în păiată după... Domnul Petre! Da! Ce vârstă are apa ce-o ține băiatul dumneavoastră de căpăstru? E apa e la 10 ani. Foarte frumoasă. Mânzul acum face 5 luni. Tatăl mânzului, cum tatăl îl cheamă? Boita. Așa. Și mânzul din Boita. Mânzul acum, l-am tăiat un pic, am să vadă no, că... Dar dumneavoastră, cum vă place mânzul, domnul Petre? Cum vă place mânzul? Îmi place că ne-a plăcut ca ai de mic. Vă plac ca ai, m-a născut tata, pe căruță m-a născut tata, căra... căra ce căra? Căra balastru prin sat. Balastru prin sat, nu avea nimeni satul luna, numai trei căruțaje erau aici în comună, care cărau balastru, căra tata la căz în câmpia, balastru la aeroport, cu cai. Cu cai s-au construit orașul. Cai bun am avut, noi te cai bun, noi ne-am făcut de rușine la cai. Am avut un ato galbin așa, ciocolată, și eu cu nevasta m-am fost dus la niște prieteni la munte după afine și când am... Să nu-i dai drumul la mânz, nu-i dai drumul. Când am venit acasă, am ajuns noaptea pe la 12, maica mea era acolo, stătea că taica mea a murit, dacă îi dădeam drumul la ea pe lângă casă, de lângă, la port, pe portă, la portă era pe șanț, era iarba, iapa nu se ducea cât ținea gardul meu. Dezlegat. Marius, du-te iată un pic mânzul așa frumos de căpăstru. Șadă-l în coace. Și am avut un vecin și eu au dus-o la... Eu dat drumul că îi zicea, i-am zis că ne-a ajutat bine, era în fața căsii noastre, om care noi ne-am împăcat foarte bine. Și hai mai încoace, hai mai încoace. O duce la păscut. Domnul Petre, da. Ce vârstă are acum? Mi-are pe 5 luni. Ziceți că vă place de el, așa-i? Da. Îl aduceți la expoziție? Mâine, dacă dumneavoastră m-ați invitat, am să fac... Păi vă rog să faceți efortul să-l aduceți. Efortul să vie copilul, că eu viu un pic cu mașina în cască, mă sună nevastă, mă codul la piață, să pot fugi
că numai 5 km până la expoziția asta, sau tracțiuni ce îs. No. Foarte, foarte frumos. Și mai am iar altă mânză. Stați că acum mere Marius după ea. Poți să o legi pe apa, poți să o legi la pripon înapoi. Hai, Marius, poți să-i dai drumul. Fugi, fugi de-l adu pe cealaltă, Marius. Hai, aici, cu câinele, acolo, sub bani. Hai, hai. Andrei, vine și o prinde. O mașină. Șt, că filmează, domnule. Asta montează, mă. La 5 luni se execută. Marius, pune o Marius pune o lângă asta la altă apă. Două mâini acum. Ah, da, aici. Hai că-i prindem pe tăți trei să vedem. Așa. Mișcă un pic pe aia. Că poți. Marius, poți să o învârți un pic pe ea, aici și după aia poți să o duci. O blondă. Da, vol noi, Marius, o ce fai? Ce? Ha? Eu nu zic nimic. Hai și vezi. A mâine nu i-a dus blondă. Cum? Nu cânt cornosare. Bă! Eu nu vin, eu cam zic. Bă! Eu știu că te vrei să vin, dar nu pot să. Treaba ta. Eu nu. Trebuie să mă uit de tău. Tu o să-mi spui. Fii atent după expoziție, o să-mi spui așa. Fii atent ce spune Cristi. Și bagă la cap. Ce rău îmi pare, dar nu mai poți da timp înapoi, gata. Hai, fii atent. Hai, ce vrei să mă dați? Cu lucrul ăsta n-am. Îmi mai spune, poate că e tot așa. Poți să o duci. Poți să o duci, Marius. Ne confund, calul. Ia-i, Nicol prinde pom. De mânzuță. Ia-i. Că ai, mă, măsa. Dar care-i măsa? Oh. Asta. Și apoi după ce stă lângă aia? Vine la asta, suge, se duce să joacă cu aia, vine la asta, la altă, merge pe acolo, ni răscolește. Bache porci, le ia mâncarea. Serios? Nu, eu. Mare propozit. 5 și un sfert. Hai că mergem să mă bag pe la Andrei și eu, Dora. Nu vii cu moșul la noi? Merg cu moșul cu mașină? Ia! Nu bucă. Nici ture fac. Ni, N-auzei, bă, Gheorghe. Mânza că rădu cu mere cu iapa, mă, și asta mai trage un pic căruța de-aia, ca mai ușoară. Și de-aia să o legi după căruță la tine. Nu, mă, nu le prind, nu o prind la căruță, că vreau să le duc acolo printr-o frumusețe. Ia, mă, nu. Ia la căruța ta?